Bună, dragilor! Eu sunt Ioana. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un unboxing de la makeup.ro. Am aici o cutie micuță, ușoară, deoarece mi-am comandat niște seturi de pensule. Am șters aici adresa și datele de contact. Totalul comenzii mele a fost de 130 de lei și 44 de bănuți. Și am această cutiuță pe care am să o deschid acum. Mi-am comandat niște pensule. Am dat o fugă până la ei pe site să văd ce produse noi au. Și am văzut niște pensule tare drăguțe. Oricum aveam nevoie de câteva pensule. Însă eu am luat câteva mai multe puțin, pentru că mi s-au părut și foarte drăguțe și avantajoase ca preț. Și da, este foarte bine sigilată această cutie. Ok. Încerc să o deschid și cu grijă ca să nu deteriorez ceva. Eu am mai plasat comenzi la cei de la makeup.ro și sunt mulțumită până acum. Pot să zic că nu prea îmi place că ajung destul de greu comenzile. Am comandat, am dat această comandă săptămâna trecută, marți, miercuri, ceva de genul, și mi-a ajuns astăzi când filmez, fiind marți, a ajuns destul de târziu. În fine, am să îndepărtez această hârtie pentru protecție și văd că sunt așa puse în două role din acestea, să vedem. Le-am ambalat foarte, foarte drăguț. Am să iau și aceasta și am să dau cutia la o parte. Mi este mai ușor așa. Ok. Și în prima rolă, ca să o numesc așa, am comandat un set de 2 bureței din aceștia de la Top Choice pentru pudră. Nu mai știu exact prețul lor, undeva până în 4-5 lei au fost. Am zis să încerc să văd cum sunt. Aici am o secundă, aș vrea să verific dacă nu mi-au pus cumva factura în cea de-a doua rolă. Nu. Nu, nu mi-au pus. Vreau să vă zic și prețurile, dar observ că nu am factură. Și, din păcate, eu nu rețin să vă spun cât am dat pe fiecare set de pensule. Oricum, acestea au fost până în 20 și ceva de lei. Și sunt așa 5 bucăți. Sunt foarte drăguțe. Un roz pal. Mai mult pentru acestea am dat comanda. Sunt un set de 20 de pensule unicorn. Pe acestea am să le deschid. Am să le scot. Sunt foarte curioasă de ele. Îmi cer scuze pentru zgomot. Așa sunt pensulicile. Acestea au costat până în 40 de lei setul, 39 de lei și ceva bănuți, deci rotunjit fie 40 de lei și, cum am spus, sunt 20 de pensule. Mi-au plăcut foarte lor designul, mi-au plăcut foarte mult designul lor, în primul rând, și sunt așa fine, ușor calitative, iarăși pentru 40 de lei, 20 de bucăți, eu zic că a meritat. Rămâne să le pun la treabă și să vedem cum se comportă. Ok, aici nu mai știu. Da, aici am o plăsuță din aceea pentru cumpărături. Roz, aceasta știu că a fost 8 lei. Văd că au înfoliat-o foarte bine. Erau pe mai multe culori, pe mov, pe roz, pe mai multe culori. Wow, este foarte drăguță. Nu este foarte mare. Și
și are aici două barete. Așa. Este foarte, foarte drăguță, a costat 8 lei și e ok pentru pus una alta. Am luat-o mai mult pentru că e roz, da, și la 8 lei. Și aici mai am tot un set de pensule. Acestea sunt 12 bucăți și vin așa într-un etui. Da, nu știu acum exact, cred că așa. Da. Wow, și acestea sunt foarte drăguțe. Nu știu să vă spun acestea cât au fost. Tot așa 30 și ceva de lei. Acestea sunt așa dintr-un plasticel foarte ieftin, aș zice, dar atâta timp cât ele își fac treaba, ca și pensule, nu mă deranjează acest aspect. Mi-a plăcut că au venit și cu acest etui pe care îl pot lua cu mine dacă merg în călătorie sau nu numai. Pot să pun aici alte pensule, nu doar acestea, și să le iau cu mine foarte ușor. Așa. Foarte drăguțe. Aceasta a fost prima parte și aici mi-am comandat. Da, le-am împărțit așa. Mai am un set de pensule. Acestea știu că au fost 20 de lei și sunt 20 de bucăți. Am să le desfac și pe acestea. Îmi pare rău că tot foșnesc, însă am vrut să fac unboxing-ul real ca să vedeți și voi modul în care au fost împachetate produsele și cum au venit ele. Ok, acestea sunt pensulele și acestea au niște peri foarte fini și da, au diverse pensule. 20 de lei. Am să le curăț pe toate și am să le pun la treabă, să văd ce reușesc cu ele. Apoi aici mai am, tot așa era un set și mă gândeam că sunt mai mari, de aplicatoare. Acesta a costat 7 sau 8 lei și acum că le văd că sunt atât de micuțe, oarecum îmi pare rău că am dat banii pe ele, dar o secundă să le deschid. Îmi imaginam, nu știu, erau pozate foarte de aproape și îmi imaginam că sunt cu totul altfel, adică mai mari. Au aici un plasticel unde se introduc capetele dorite. Și avem 3 capete, acest burețel și aceste două pensulici, ca să le numesc așa, capete de pensule. Și cam așa ar fi o variantă, deci nu știu, asta chiar mi se pare o prostie și da, nu-mi pare rău, pot să zic că vai, 8 lei nu a fost nu știu ce sumă, dar sunt total dezamăgită, deci nu mă așteptam nici de cum să vină o chestie din asta așa micuță. În fine, în caz că le vedeți pe site, să știți, 8 lei și sunt pozate foarte mari și da. Pensulă cu mai multe capete sau ceva de genul e descrisă pe site, în fine. Și aici mi-am comandat niște elastice din acestea pentru păr. Da, am luat o cutie din aceasta de 500 de bucăți, dacă bine rețin eu, da. 500 de bucăți și acestea sunt multicolore. Pentru realizarea unor mici coafiuri, codițe, împletituri și nu numai. Și acestea au fost undeva până la 8 lei, 7-8 lei. Și am două punguțe din acestea de 300 de bucăți. Una pe transparent și una pe culoarea neagră. Acestea au fost 4 lei și ceva. Și cam aceasta este comanda mea la makeup.ro. Sper că v-a făcut plăcere să vizionați și acest clip. Mă bâlbâi că am văzut din nou pensula asta și
am rămas cu plată la ea, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru vizionare, v-am pupăcit și vă doresc o zi minunată. Bye, bye!